Am revenit o concluzie pentru nativii Leu. Provocările pot veni într-adevăr în această perioadă și din partea lui Saturn și a lui Neptun. Am tot vorbit despre acest aspect pe Casa Scorpionului, acolo unde este vorba despre o transformare de altă natură este o transformare mistică, este o provocare care are pe undeva legătură cu lumea de dincolo, deci s-ar putea mai ales pentru lei care uh, lucrează în domenii parapsihice sau extrasenzoriale uh, să fie provocări în care își dau un examen, o teză de doctorat, cum se spune, uh, trebuie să devină, să arate și proba practică, pentru că de fapt Saturn în pește asta înseamnă. Până acum a fost Neptun, am crescut spiritual, ne-am educat din punct de vedere spiritual, dar acum trebuie să dăm și proba practică cu planeta concretului în zodia credinței. Este foarte interesant ce o să se întâmple în viața nativilor leu cu acest Saturn pe casa Scorpionului, acolo unde oricum era deja Neptun s putea să aveți niște indicii, chiar zilele acestea, pentru că Saturn face un sextil foarte frumos cu soarele și cu nodul nord, deci pe undeva vi se cam arată zilele acestea, care este linia de destin pe care trebuie să intrați. Acolo unde este destinul în tema personală, în astrograma personală, trebuie să vedeți unde aveți nodul nord și este foarte important pentru mesajul zilelor acestea să vedeți și soarele în ce casă și ce zodie, în ce zodie este în leu, dar în ce casă se găsește pentru că este un indiciu foarte semnificativ pentru dumneavoastră să vedeți pe ce zonă vi se dă acest test, pentru că nu aveți cum să scăpați de testele date de coadratura aceasta Soare-Pluton, cu atât mai mult cu cât Pluton este guvernatorul casei a 8 acolo unde îl aveți pe Saturn de tranzit. Deci, pentru nativii leu, cred că deja s-a arătat, să spunem așa, această provocare incredibilă și mai ales pentru cei care au cunoaștere în zona spirituală, deja cred că filmul este ca și făcut, deja știți și finalul. Pentru că lucrurile sunt destul de evidente, greu de procesat pentru cei care nu sunt în aceste domenii, dar totuși destul de evidente pentru cei care știu la ce se referă Universul. Universul vorbește în simboluri. Zilele acestea vin cu foarte multe simboluri pentru dumneavoastră, repet, și Saturn și Neptun pe casa Scorpionului. O zodie deloc confortabilă pentru leu, pentru că nu de alta, dar vine cu provocări, sigur că da, cu provocări care nu țin de confortul dumneavoastră. Deci este evident că această umbră, dată de quadratura Soare-Pluton la toate zodiile, dar pentru Leu este o componentă aparte, pentru că, repet, oricum aveți în această perioadă Casa Scorpionului destul de uh, puternic uh, marcată uh, de Saturn și de Neptun. Deci pentru dumneavoastră apar niște uh, provocări suplimentare, un uh, domeniu care vă solicită extrasenzorial. S-ar putea să aveți vise foarte speciale, poate chiar destul de copleșitoare, aș spune. Încercați să le analizați, nu treceți foarte repede peste ele. S-ar putea să primiți mesaje, nu știu, să vi se pară că cineva v-a spus ceva, persoana a vrut să spună ceva, dar de fapt pe dumneavoastră vă impactează altfel. S-ar putea să vă vină în minte... O anumită persoană ca din senin, poate fi un prieten sau o persoană pe care n-ați mai văzut-o de mult sau un vecin sau um, un coleg, nu contează. Persoane care au nevoie pe undeva de ajutorul dumneavoastră și se intersectează în astral cu gândurile dumneavoastră. Încercați să faceți în așa fel să vedeți ce vrea Universul. Sau poate vă gândiți să faceți ceva din senin și nu are nicio logică. De fapt, are toată logica din lume pentru că... Repet, Saturn și Neptun din casa Scorpionului vorbesc și la nivel parapsihic, paranormal cu dumneavoastră și mesajele vă vin ca și când uh, cineva va vorbi atât de evident încât uh, nu există loc de, nu există echivoc, adică nu există să vă înșelați. Mi s-a părut că mă gândesc cum să, nu știu, uh, Citesc mai mult într-un anumit domeniu, nu, nu se poate să vi se Deci, dacă va a venit acest gând ca nativ leu cu Saturn și cu Neptun pe casa scorpionului, mai ales că Saturn de-abia a intrat în pești, oricum, Saturn în pești are o relevanță mult mai grea și mai gravă decât crede toată lumea. În primul rând, apar descărcări karmice, boli karmice, nu vă tulburați, indiferent, nu ca nativ leu, ca orice nativ. Dacă a apărut o afecțiune, oricât de dură ar fi. Nu vă tulburați. Ele au o componentă karmică în această perioadă. În loc să ne tulburăm, trebuie să analizăm, să vedem cele mai multe afecțiuni și tulburări sau dureri sau ne simțim slăbiți. Apar în zona în care s-au făcut anumite greșeli. Cele mai multe provocări. Noi acum, de fapt, trebuie să demonstrăm curaj, ca și nativ leu, mai ales cu Saturn și cu Neptun pe casa 8. -a. Orice provocare vine, să spunem, lăsați, că o să Dovedim, cum se spune, o să reușim să mergem mai departe, o să reușim să înfrângem aceste obstacole, oricât de grele ar fi ele. Nu este ușoară casa, octa casa scorpionului, știe toată lumea, adică toată lumea știe, dar nu întotdeauna înțelegem profunzimea acestor aspecte, pentru că, într-adevăr, scorpionul este o zodie dură, dar este și o zodie absolut superbă, care vine cu transformări miraculoase, ne ajută planetele care se găsesc pe casa Scorpionului de cele mai multe ori ne ajută să înțelegem multe lucruri și să transformăm. Mergem mai departe pentru nativii Fecioară. Nu se poate să nu aveți mesaje zilele acestea, mai ales post-eclipsă, după cum spuneam. O eclipsă care a avut loc pe primul grad în semn prieten, tot în semn de pământ. Ceva s-a întâmplat în cazul dumneavoastră, ceva v-a atras atenția, poate o propunere, poate cineva v-a propus un proiect, ați înțeles că puteți câștiga din, și avea venituri din, cu, totul alte, în, cu totul alte moduri. Vom vedea foarte mulți nativi fecioară care continuă să se întrebe, sigur că da, cu Saturn în semn opus și cu Neptun acolo, care este mesajul legate de parteneriate. Noastră nu puteți funcționa în absența partenerilor, că este vorba despre partenerul de viață, că este vorba despre parteneri de proiecte, că este vorba despre oameni cu care sunteți iliți să colaborați, dar pe undeva tot timpul este o nemulțumire, tot timpul este ceva care va atrage atenția. Pentru că acest Saturn spune în felul următor. Noi trebuie să ne reglăm conturile de pe casa pe care o găzduiește Saturn. Și atunci, indiferent ce gânduri aveți, ce durere aveți, ce suferință aveți, cu ce, um, situ ce situații vă confruntați, întotdeauna trebuie să vă gândiți dacă ceva nu funcționează așa cum vă doriți dumneavoastră, de ce nu funcționează, când s-a produs o eroare, când s-a produs o greșeală, unde, uh, când, față de cine. Și este imposibil ca dacă veți analiza lucrurile și veți cere aceste răspunsuri din Univers să nu vă apară scris precum pe o hartă, pe o tablă, pe cer, unde vreți noastră, o să apară scris într-un fel sau altul, vorba bine, o să apară scris, o să aveți o revelație. O să vă dați seama unde s-a produs greșeala, dacă a fost o greșeală. Către cine aveți restanțe karmice, vorbeam despre faptul că Saturn în pești vorbește și despre legături cu alte vieți. Deci s-ar putea să apară tot felul de legături cu, uh, și evident să le simțiți, revelații care pot avea legătură cu dumneavoastră din altă viață. De exemplu, Saturn în pești vorbește despre faptul că avem șansa să ne corectăm greșeli pe care le-am făcut altădată. Să spunem, o persoană care, nu știu, altădată a făcut abuz financiar, acum poate să aibă șansa să ajute anumite persoane financiar și să-și anuleze această greșeală karmică. Sau o persoană care, nu știu, nu a avut grijă de copii în altă viață, acum poate are șansa să aibă grijă de copii al cuiva și în acest mod, să-și răscumpere greșeala. Deci fiți foarte atenți unde vi se solicită în această perioadă să vă răscumpărați greșeala, indiferent de ce natură este ea, ce persoane vin și apar în viața noastră cu o, ca o componentă karmică, pentru că ei s-ar putea nici să nu știe ce vă spun, ce vorbesc cu dumneavoastră, pentru că, sigur, această componentă karmică vorbește despre descărcări, vorbește despre faptul că Uh, trebuie să înțelegem uh, lucrurile la un alt nivel. Noi nu ne mai putem tulbura cu Saturn în însuși semnul credinței uh, într-un mod în care ne tulburam până acum. Nu știu, am pierdut ceva sau nu mi-a ieșit uh, un lucru, nu am luat un examen sau mai știu eu ce supărare. Lucrurile nu mai pot fi tratate așa. De data aceasta noi trebuie cu adevărat să ne gândim unde bate Universul, adică ce vrea să ne spună, pentru că acum se atrage atenția din multe puncte de vedere. Foarte puternică această luptă cu umbra, spuneam, această cuadratură Pluto-Soare cu Pluton în semnul de exil al Soarelui și pentru nativi Fecioară pe o casă a specializărilor pe o casă a studiilor și a uh, soluțiilor care vin dintr-o zonă elevată, emancipată. Deci s-ar putea să simțiți nevoia să deveniți puțin mai subtili, uh, mai, uh, să vă doriți să ieșiți puțin în evidență, uh, să vă doriți un mentor sau o persoană care să vă călăuzească pașii și chiar să aveți nevoie puțin de acest lucru. Vă ajută și conjuncția Jupiter-Soare cu Soarele și cu Ranul și cu Mercur pe Casa Noua, cu Jupiter-Guvernatorul Casei a Noua pe lângă Soare. Cu siguranță în această perioadă apare un mentor sau o persoană cu care vă face plăcere să vorbiți și simțiți că în momentul în care vorbiți cu acea persoană sau ascultați acea persoană, parcă uh, efectiv uh, se produce o dezinhibare spirituală. Pur și simplu, în momentul acela simțiți că evoluați sau că plutiți. Uh, o altă provocare, avem o cuadratură zilele acestea, și a fost, de fapt, acum deja se desface cuadratura, Saturn, Venus. Foarte multe persoane, zilele acestea, au întâmpinat tot felul de controverse în plan personal. Trebuie să fiți atenți, o să revenim însă după publicitate, să vedeți cu ce persoane au existat orgolii, au existat controverse, au existat disensiuni, divergențe, pentru că ele au o componentă de asemenea conflictual-karmică. Și poate ar trebui să ne gândim să fim mai iertători, mai pacifiști și mai înțelegători. Revenim după dată cu Nativi Balanță. Am revenit pentru o Nativi Balanță. Evident, soarele acesta a tensionat această reglare de conturi cu umbra despre care vorbeam și pentru dumneavoastră, se va manifesta într-un mod destul de evident, aș spune, și destul de puternic, cu atât mai mult cu cât soarele acum se găsește pe casa scorpionului, acolo unde oricum se găsește deja Uranus și Mercur, într-o formulă în care. Pot, poate exista o anumită inconstanță și fluctuație financiară care vă dă puțin bătaie de cap Și totuși, deși soarele vine din această casă astrală și vă trage puțin de mânecă El prin conjuncția cu nodul nord vorbește și despre o reglare de conturi Adică pe undeva, în ciuda unei aparente disfuncționalități Totuși el vorbește și despre un lucru care reglează uh, niște situații este bine să nu vă supărați, este bine să nu vă tulburați, indiferent ce vă provoacă zilele acestea. Aș spune că punctul de rezistență vine în continuare din Casa 6, a Casa Serviciului, acolo unde acum trebuie să demonstrați cât sunteți de buni. Apar și persoane cu funcție sau persoane de care depindeți din punct de vedere. Ierarhic și aceste persoane vă mobilizează, vă motivează de o manieră foarte, foarte puternică. Vom vedea mulți nativi balanță care pur și simplu simt nevoia să ascensioneze, să demonstreze cât sunt de buni și de talentați. Să nu uităm faptul că Jupiter în semn opus vorbește despre un factor de noroc care vine din partea parteneriatelor. Deci trebuie să identificați care sunt acele persoane care v-ar putea ajuta. Pentru că știți, există și riscul să existe persoane care ne pot oferi ajutorul, dar noi să nu le identificăm, noi să nu ne dăm seama că din zona aceea poate veni factorul de noroc și ca atare să uh, rămânem într-o stare de letargie. Să nu ne dăm seama că acea persoană vrea să ne ajute și să credem că pur și simplu ni se cuvine. Deci nativii balanță uh, sunt acum într-un marcaj, într-un moment în care... Există factorul de noroc, dar există riscul să nu vă dați seama că efectiv destinul vrea să vă ajute. Și atunci, sigur, vor fi mult mai avantajați acei nativ balanță care își dau seama că este vorba despre noroc, că este vorba despre șansă. Deci trebuie să învățați să luați această șansă. Uh, repet, Jupiter, pe final de berbec, um, vorbește mai mult pentru curajoșii zodiacului. Pluton a trecut și el în vărsător, unde va sta până în iunie și va reveni apoi din 2024 pentru două decenii aici în vărsător. Pentru dumneavoastră pe casa a 5, acolo unde până acum a fost Saturn, pe undeva majoritatea nativilor balanță în ultimii 2-3 ani au avut o provocare din partea unei persoane dragi, o persoană care va produs destul de multe tulburări o persoană pe care o iubiți foarte mult, o persoană la care țineți foarte mult, acum Saturn s-a mutat pe casa a șasea, a responsabilizărilor și a responsabilității la locul de muncă, dar a intrat Pluto pe casa iubirii și a persoanei iubite, care și Pluto vorbește despre o transformare a mentalității, a personalității dumneavoastră, poate dacă să spunem, vorbim despre nativ balanță care sunt mai blâns, mai blajini, poate trebuie să devină mai fermi, mai dur, dacă vorbim despre invers, despre nativ balanță care au abordat până acum o atitudine puțin mai dârză, mai dură. Poate trebuie să deveniți puțin mai blânzi. Deci oricum se modifică niște uh, un mod de a fi. Nu neapărat că vi se modifică firea, dar se modifică ceva semnificativ legat de personalitatea nativilor balanță, ceva care este mult mai mult în avantajul dumneavoastră, pentru că odată ce Pluto intră pe casa 5 -a, prin intermediul persoanelor dragi, noi ne transformăm. Casa pe care o tranzitează Pluton arată casa care va suferi cele mai multe transformări, chiar și șocuri și prin intermediul acestor transformări și șocuri noi vom deveni mult mai puternici și mult mai buni. De foarte multe ori ne ridicăm în urma unui șoc, ne ridicăm în urma unei transformări pentru că este considerat să, considerată, să, slăbiciune, spre exemplu o anumită stare care nouă ne produce confort și totuși nu ne face puternici atunci când depindem foarte mult și stările noastre emoționale, depind foarte mult de ceilalți sau de modul în care se poartă cu noi ceilalți, de cele mai multe ori nu este bine. Trebuie să depindem de ceea ce suntem noi și trebuie să fim atât de înțelepți în această perioadă cu Saturn în Pești, că de fapt asta ne învață Saturn în Pești, spuneam, el descarcă și lucruri din alte vieți, de asta este foarte greu. De aceea este foarte greu de controlat, pentru că tu poți să-ți evaluezi faptele din viața actuală și să spui n-am greșit, am făcut totul ca la carte, dar nu știi ce ai făcut altă dată, ca atare nu știi ce te așteaptă. Deci, pentru toți nativii balanță trebuie să se aștepte ca persoana dragă să nu facă ce vor ei. Persoana dragă poate să fie iubit, iubită, sos, soție, copil rude, pot fi prieteni, dragi, în orice caz persoane care pentru noastră reprezintă ceva sufletește. Aceste persoane nu înseamnă că vă provoacă, că vă sfidează nici de cum, dar înseamnă că vă vor schimbați, modificați în urma acestor, acestei atitudini pe care eu o au. Adică, practic, nu vor face ce vă doriți dumneavoastră pentru că ei își doresc să facă altceva. Și atunci vă veți transforma prin aceste persoane. Nici eclipsa nu a fost deloc de ignorat, ea a avut loc pe casa Scorpionului, cu siguranță a fost ceva ce v-a atras atenția zilele acestea. Urmăriți care este persoana care, cine este persoana care va tulbura cel mai mult sau care va spus niște lucruri care pe undeva v-au pus pe gânduri. Un alt aspect foarte interesant este aspectul pozitiv pe care Venus pe care, scuze, luna îl face astăzi cu Pluto. Un aspect de trină pe semne de aer. Sigur că da, semne de aer vă sunt prietene și noastră să semne de aer, deci ce discuție are loc astăzi? Ce discuție purtați? Ce promisiuni se fac astăzi? Ce lucruri vin către dumneavoastră astăzi? până S-ar putea să aibă o componentă foarte semnificativă. Deci urmăriți ce discuții vin către uh, dumneavoastră. Nu este de ignorat uh, nici conjuncția Soare-Nodul Nord. Uh, spuneam, puteți să intrați pe destinii din financiar, poate descoperiți alt proiect care să vă aducă o parte financiară semnificativă. Mergem mai departe. Am ajuns la nativii Scorpion și dacă nu aici provocare, atunci unde? pentru că dumneavoastră se -ți guvernați de însuși Pluton, Pluton care îl agresează acum pe soare, soarele care spunea că nu e într-un confort și într-o armonie cu semnul dumneavoastră plutonian. Și mai mult decât atât, soarele se găsește și în semn opus. Deci cu soarele care este atât de agresat de Pluton, guvernatorul dumneavoastră, soarele în semn opus, și conjunct cu nodul nord, și în sextil cu Saturn, a intrat în pești, în însuși semnul credinței. Nu știu ce se întâmplă, dar majoritatea nativilor scorpion vor da nas în nas, cum se spune, cu destinul zilele acestea, cu o carență, cu un lucru și nu numai scorpionii, ci și toate persoanele care se știu cu tipar de scorpion, adică persoanele cu nodul sud în casa scorpionului, persoanele care au conjuncție soare-pluton, pluton pe ascendent, multe plante în scorpion sau în casa scorpionului, în casa opta. Cu toți aveți tipar de scorpion, este bine să analizați astrograma personală și să știți exact ce tipar aveți, pentru că atunci vă este mai ușor să coordonați cu ceea ce spunem noi la emisiune. Deci, Persoanele care se știu cu tipar de scorpion sau care sunt scorpion, și asta este valabil pentru toate zodiile, și atunci când am vorbit despre leu sau gemeni și așa mai departe, vorbim despre toate persoanele cu acest tipar. Uh, trebuie să ia în calcul faptul că zilele acestea, repet, dați într-un fel, vă bate la ușă, de fapt, destinul, cum se spune, pentru că această umbră, care este dată de quadratura Soare-Pluton, repet, și cu Soarele în semn opus, și cu Pluton oarecum destul de nefiresc în semnul vărsătorului. Toată această configurație astrală vorbește despre un element care apare efectiv precum o umbră, n-aș spune chiar demon, dar nici departe nu sunt, ceva destul de dur, ceva destul de provocator. Și știu că pe scorpion nu-i sperie chiar orice, și nici pe persoane cu tipar de scorpioni, ba chiar atunci va activați când este vorba despre ceva care chiar vorbește despre situații de viață și de moarte. Deci când este cineva ca, ceva care vorbește despre situații de viață și de moarte, sunteți mult mai activ decât atunci când este ceva călduț. Această coadratură Soare-Pluton pe noastră vă provoacă în mod special. Pluton acum se găsește pe casa a patra, pe casa familiei. Deci s-ar putea ca această provocare să vină din sfera intimă, din sfera domestică familia, familiei, a membrilor, familiei, rudelor. Deci mare atenție față de ce rude, față de ce persoane care au legătură cu dumneavoastră, repet, pot fi rude de sânge sau oameni care există în familia dumneavoastră prin alianță sau uh, care apar în familie uh, ce gen de provocare este pentru că este o provocare care are linie dreaptă și legătură cu destinul analizați în ce casă aveți nodul nord, nodul sud analizați pe ce case se află soarele uh, din naștere. Uh, pentru că, sigur, conjuncția soare-nodul nord arată că trebuie să intrăm pe linia de destin uh, prin prisma acestui nod nord. Și nu este de ignorat nici conjuncția Jupiter-soare care spune că uh, va aduce și un ajutor destinul, adică nu va aruncă chiar în uh, cușca cu lei. Uh, totuși, Vine și cu un ajutor. Destinul nu știu din ce zonă vine acest ajutor, dar cu certitudine veți avea și un ajutor în această provocare destul de semnificativă. Sigur, 100% vine din zona domestică, din planul acesta intim, această provocare. Fie poate trebuie să aveți grijă de un membru al familiei, cineva la care țineți foarte mult sau care se rijează într-un membru al familiei, are nevoie de dumneavoastră, dar este vorba despre o implicare karmică. Mare atenție când vorbim despre implicări karmice, vorbim despre ceva ce nu poate fi refuzat pentru că lucrurile se vor complica. Deci dacă dumneavoastră refuzați acest lucru, totul se poate complica. Uneori, oricum, încă o dată, acest Saturn în pești vorbește despre provocări de mare anvergură. Este ca și când noi suntem acum la Olimpiadă, pentru că Saturn nu mai este în, într-o zodie la început, este în ultima zodie. Zodia care vorbește despre testul final, testul credinței. Testul suprem, de fapt, asta înseamnă Saturn în pești, adică cum, conform astrogramei personale și aspectelor sub care noi ne-am născut, putem să ne punem mai bine în slujba destinului. Fiecare s-a născut cu o hartă, cu o matrice, sub niște aspecte astrale. Și aceste aspecte astrale, sigur că da, pe fiecare dintre noi ne duc către ceva. Deci haideți să descoperim ce provocare, cu ce provocare vine destinul către noi zilele acestea în perioada aceasta. Mergem mai departe, pentru nativii săgetător, soarele agresat este mai puțin dur decât pentru ce